Yo, salutare jupăneilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 19, un nou clip din seria pe Copenhaga. Astăzi o să deschidem 7 Team of the Week Player Pack-uri, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repede pe de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. Ați văzut ce s-a întâmplat data trecută când am deschis 5 plus încă alt 5 Team of the Week plus încă alte 15 pachete de upgrade. N-a vrut să ne dea niciun walkout. Să sperăm că o să meargă mai bine pe contul mic, fiindcă na, am băgat adânc mâna în buzunar și am spart încă 200.000 de coins pe aceste pachete. Acum să vedem dacă prindem sau dacă rezultatul o să fie tot același. Să sperăm, cum ziceam adineori, că nu. Bun, mai avem și alte pachete, dar le las pentru opening-ul care vine odată cu Division Rivals și Squad Battle. Asta le-a deja s-au dat, sunt pe aici. Hai să începem cu ultimul, numărul 7. Bun, începem prost. Norvegian Striker din MLS. Ne-l dă pe Camara. Ok, am înțeles. Da, n-am ce să discut despre Camara, fiindcă arată decent, să nu zic foarte prost. Hai să dăm numărul 5. Da, văd că walkout-ul ăla nu vrea să vină. Eu știu ce steagă ăla, e ăla Angola? Mateus. Ia să văd ăla, parcă e steagul Angolei, e? Da, Angola. Boeing. Hai să dăm un numărul 3. Tot nu vrea. Nu știu alții cum vine mereu board, da, același jucător. Incredibil. Și e și Team of the Week-ul ăla bun și practic îți da aceia jucători tare. Mai avem 4, da? Hai să vedem. În sfârșit primim și noi un board. Hai să fie bun. Un walkout, pardon. Belgian, striker. Ha, eram sigur că vine Michy Batshuayi. N-avea cum să vină nici Lukaku, nici Mertens. Da, egal cu 0 și acest inform. Ce să facem? N-am noroc, fraților, nu am noroc. Și când îmi vine bord, vine la mișto, vedeți și voi. Da, asta este situația. Mai avem încă 3. Deci din 4 ne-a dat doar 1. Bineînțeles că nu e back-to-back. Cred că cu ăla și rămânem. Costa Rican și ăsta e din MLS, nu? Da. Ok. Western. Da. Încă... ăsta și încă unul. Hai să vedem. Da. Mai bine nu făceam prostia asta. Fiindcă vedeți și voi. De 3 ori același jucător. Super tare. Incredibil. Incredibil. Hai și cu ultimul și gata. S-a terminat. E walkout. Dă-mă unul bun. Hai să fie unul bun. Kolarov. Hai de capul. Da. De 84 n-am scăpat. Mai sus n-a vrut să dea. Per total am ieșit gaură imensă. Nimic ce pot să folosesc nu mi-a dat. Kolarov n-arată rău, dar nu pot să joc un left back de 70 pace. Da, ăsta a fost episodul. Doi jucători walkout, 5, de fapt, 3 dubluri sau 2 dubluri. 200.000 aruncați pe fereastră, dar
Na, am zis să mai încerc o dată. Ați văzut ce se întâmplă, că noi nu primim nimic. Nu știu cum primesc alții din două pachete să primești Neymar și Mahrez. Înseamnă că nu știu. Nu știu cum sunt organizate aceste chestii, dar nici nu încerc să înțeleg. Cam asta a fost episodul, fraților. Eu am fost Sordacio. Vreau să fie și rămâneți pe viață cei mai tari jupâni și până data viitoare dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect pe viață.